Administrația locală din Sighetul Marmației continuă procesul de intabulare a străzilor și imobilelor din oraș în vederea reabilitării acestora. Prioritare sunt străzile, însă se fac demersuri și pentru diverse clădiri și imobile importante, precum muzeul sau stadionul. La ultima ședință de Consiliul Local, aleșii sigheteni au aprobat documentația pentru strada Bobâlna, care, potrivit autorităților, va fi reabilitată anul viitor din bugetul local. Facem pași importanți pentru înscrierile de proprietate în cartea funciară a municipiului Sighet, fie domeniul public, fie domeniul privat. Aici avem strada Bobâlna, avem aprobat și de către colegii, de către mine asta, avem aprobat documentația necesară pentru a pregăti asfaltarea acelei străzi, reabilitarea acelei străzi. În lucru vă informez și la următoarea ședință Consiliului Local vom veni cu strada Valea Cufundoasă. Am insistat și am solicitat să fie cuprinsă întreaga zonă, începând din cartierul Șugău până în zona podului Pușcopor. Sunt undeva 5-6 km de drum. Este foarte important să înscriem de proprietate și în acea zonă pentru a putea face acolo investiții. De asemenea, este în lucru o lucrare mai amplă, la care proporție 70% este finalizată. Este vorba de înscrierea drepturilor de proprietate domeniul public în zona Valea Hotarului Iapa. Acolo vorbim de aproximativ 23 de kilometri de străzi. Deși nu știu din rezultat acest kilometru, verificându-se în teren, atâția kilometri există în acele zone. Sunt multe străzi, străduțe și ramificații. Am încercat și am cerut să le fie cuprinse toate străzile unde sunt case de locuit pentru a putea veni cu un proiect care să acopere întreaga zonă. De asemenea, sunt finalizate documentațiile de înscriere a dreptului de proprietate la Muzeul Maramureșan. Acolo am avut probleme cu un proprietar vecin, s-au rezolvat problemele, au fost și o problemă și pe legea fondului funciar. Mai sunt lucru înscrierea dreptului de proprietate la stadion. Nu o să reușim să întăbulăm întreaga zonă pentru că sunt acolo două parcele. Să vedem, poate găsim soluții să întăbulăm și cele două parcele. De asemenea, ar fi, mai sunt câteva imobile în lucru, dar ar trebui să ne aplicăm și asupra grădiniții numărul 8. Acolo recent s-a finalizat procesul de retrocedare și la Curtea de Apel Cluj am fost obligat să emitem o dispoziție pe legea 10 și să propunem despăgubiri, deci ceea ce înseamnă clădirea va intra în proprietatea municipiului, urmând să o înscriem în cartea funciară. Am pregătit și documentația pentru înscrierea dreptului de proprietate al Muzeului Maramureșan, zona unde se desfășoară activitatea, birourile. Și acolo a fost procedura de retrocedare. Acolo am reușit s-a invalidat cererea celor care au solicitat. Deci sunt multe imobile care urmează să fie înscrise în cartea funciară, dar aici interesează în primul rând străzile, pentru că avem cea mai mare problemă cu drumul de pământ. Dintr-o analiză a serviciului tehnic, avem undeva la 80 de kilometri de drum de pământ în municipiul Sighetul Marmației și vă dați seama, problemele sunt cu atât mai mari cu cât suprafața sau întinderea acestor suprafețe este foarte mare. Dar încercăm pas cu pas să le facem întâi întăbulări, după care să mergem și cu documentația. Și desigur așteptăm să încheiem contractul cu Ministerul Dezvoltării pe Angel Salini. Mai sunt câteva detalii de pus la punct. Urmează să vă convocăm într-o ședință extraordinară pe acest subiect. Mulțumesc! În sfârșit, trecem și de ultimul hop, ultimul impediment care stătea în calea asfaltării acestei străzi. Eu m-aș fi bucurat ca deja documentația, daliul pentru asfaltare să fi fost făcut, dar să nu uităm că această comisie de buget finanțe în două rânduri în cursul acestui an a avut un amendament prin care să dăm banii pentru întocmirea acestui studiu. Amendamentul nu a întrunit numărul de voturi suficient pentru a fi trecut și banii au fost dați cu vreo 3 luni întârziere. Eu sper că până la finalul anului să fie făcută toată documentația pentru această stradă și anul viitor, fie prin Angel Salini, prin PNRR, prin ce reușim să înceapă efectiv modernizarea acestei străzi. Anul acesta închidem oarecum cu asfalt toată zona dintre giratorul de la supermagazinul, cum să-l numim, Kaufland,
către oraș, respectiv anul trecut am făcut Dobrogeanu-Gherea, anul acesta sunt în lucru și promisiunea constructorului este că vor fi finalizate lucrările în acest an, deci nu se aruncă pe anul următor, străzile Titu Maiorescu, respectiv Dr. Vasile Ilea, plus parțial strada Corbului. Anul viitor, din bugetul local sau din ce vom face, să închidem toată zona respectivă, locul târgului, respectiv Corbului, să fie finalizată. Pentru strada Bobâlna, tot anul viitor, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, se vor face acele lucrări. Eu sper documentația să vină în timp util, ca să nu ne prindă 1 ianuarie fără documentație, să putem introduce pe bugetul anului următor și Bobâlna, din ce sursă de finanțare o fi ea atunci. Dar să avem prevăzută direct în buget, nu rectificări și amânări, și să ne prindă și finalul anului viitor fără să fie făcută. Tot pentru strada Bobâlna se pregătește și documentația pentru introducerea gazului. Autoritățile însă se plâng de faptul că pe străzile unde a fost deja introdus gazul, cum ar fi Titu Maiorescu, spre exemplu, oamenii nu se prea înghesuie la racordări, pe motiv că nu au posibilități financiare. O precizare foarte importantă. Am insistat și discuțiile ce am avut și aici în Consiliul Local. Să asfaltăm străzile după ce au toate utilitățile și aici mă refer apă, gaz și gaz, apă, canal, gaz. Din discuțiile avute cu operatorul de gaz, se lucrează la proiectul tehnic pe strada și obține autorizație de construire pe strada Bobâlna. Se lucrează de aproximativ un an. Acolo a fost o problemă, s-a luat în calcul și un tronson de pe strada Nicolae Bălcescu, unde avem o stradă proprietate privată cu aproximativ 40-50 de coproprietari. Potrivit legii, pentru a putea obține autorizație de construire, avem nevoie de acordul autentic al tuturor proprietarilor, coproprietarilor. Nu au reușit până această dată și atunci am vorbit cu cel care execută proiectul tehnic să desfacă cumva, să nu meargă unitar și să meargă doar pe strada Bobâlna și fără acel tronson de pe strada Bălcescu. Bun, din păcate tot la solicitarea noastră au făcut demersuri de a introduce conducta de gaz pe strada Titu Maiorescu și Vasile Ilea. La Titu Maiorescu sunt anumite probleme, de aia spun din păcate, pentru că foarte puțini proprietari au solicitat racordul. Am fost și personal pe stradă și problema este legată de costurile pe care trebuie să le suporte acești proprietari. Nu au posibilități financiare majoritatea dintre ei și vă dați seama că pentru dumnealor această investiție nu este tocmai rentabilă. S-au prezentat câțiva cetățeni în urma unei vizite între la doamne viceprimar, care ne-au solicitat să-i racordăm gratuit, respectiv să suportăm din bugetul local aceste racorduri, pentru că ei sunt plătitori de taxe și impozite și n-au posibilități, au o anumită factură sau categorie socială și nu, bineînțeles, ne-am depus să pună solicitare în scris, le dăm și un răspuns în scris pe lege, nu s-au conformat până această oră, dar este bine să știe că racordul de la proprietate se suportă de către proprietar. Doar pe domeniul public suportă firma de gaz. Mulțumesc! Există o anumită reticență pe strada Bobâlna, și asta vă spun că am constatat-o personal acolo la fața locului, vis-a-vis de introducerea gazului pe strada Bobâlna. Normal că în asemenea situații trebuie să ceri un punct de vedere a reprezentantului firmei de distribuție gaz, respectiv a firmei Premier. Ca atare am considerat că cea mai oportună modalitate este ca domnul director să lămurească oamenii din zonă care ar fi modalitatea cea mai rapidă și oarecum cu așteptările de finalizare, aceea de a fi introdus gazul pe strada Bobâlna. Pentru că altfel ne vom afla în situația de pe strada Titu Maiorescu, unde într-adevăr există foarte multe familii care încă nu și-au făcut racordurile la gaz, iar acolo se intervine deja cu asfalt. Problema este, și aici vreau să subliniez puțin, ați spus
Și așa și este cadrul legislativ, că oamenii își suportă de la limita de proprietate, suportă costurile până la introducerea gazului efectiv în locuință. Problema care este și pe Titu Maiorescu și oarecum și pe Bobâlna este legată de faptul că acea conductă odată introdusă trece pe o anumită parte a drumului, fie dreapta, fie stânga. Cetățenii care locuiesc pe cealaltă parte a drumului li se recomandă să suporte costul traversării drumului de pe dreapta pe stânga. Dar atunci nu trebuie să spunem oamenilor că suportă costul doar de la limita de proprietate. Pentru că cei de pe dreapta, da, așa vor fi, dar cei de pe stânga trebuie să suporte de regulă cu 1.000-2.000 de lei în plus față de ceilalți. Și aici este într-adevăr o problemă. Că unii au norocul că îi pe partea lor conducta, ceilalți au ghinionul că locuiesc peste cealaltă parte de drum. E tot domeniul public peste care se trece. Că doar și traversarea conductei de pe parte pe alta e tot domeniul public. Și aici este într-adevăr o problemă. Acum, pentru a fi rentabilă o conductă, pentru a fi rentabilă firme, care este o firmă privată, aducerea conductei pe stradă, iarăși este important de știut, pentru locuitorii de pe aceste zone, trebuie ca locuitorii să formuleze către firma Premier Gaz solicitări de introducere a gazului, pentru că există o formulă de calcul în bordul de conducere la București, în funcție de care se calculează rentabilitatea introducerii gazului pe un anumit drum. Adică, câte solicitări, cât de lung e drumul și dacă merită într-un final investiția. De aceea, locuitorii acestor străzi, în cazul de față Bobâlna, sau în alte cazuri care vor urma, ar trebui să fie extrem de bine informați și să formuleze aceste cereri, sunt pentru că altfel nu va fi... Subiectul. Dar nu v-am întrerupt. Revenind la strada Titu Maiorescu, acolo sunt foarte multe familii care nu au reușit să-și introducă gazul, deși conducta este pe stradă, tocmai pentru motivul că a trece de pe parte pe alta nu convine oamenilor să suporte niște costuri în plus. Acolo ar trebui, dacă s-ar putea, și am înțeles că undeva până în data de 15 octombrie ar fi posibil când s-ar interveni deja cu asfalt, și asta este o informație importantă pentru cei de acolo, firma Premier, prin domnul director, a avut amabilitatea... Domnul director a avut amabilitatea să poată în regim de urgență să elibereze autorizația. Ceea ce ar fi un plus pentru oamenii din acea zonă, pentru că dacă se va interveni cu asfalt, nu vor mai putea să-și introducă gazul. Ca tare și acei oameni care parte din ei au înțeles și au început demersurile, își vor obține autorizațiile în regim de urgență și pe această cale trebuie să-i mulțumim domnului Timoce pentru faptul că se apleacă asupra acestei probleme și caută soluții în așa fel încât să nu se mai intervină unde este asfalt. La strada Titu Maiorescu vă spun tehnic care este problema și de ce oamenii sunt nemulțumiți și oarecum pe bună dreptate. Până la numărul 40 și ceva, gazul, până la numărul de casă 45 sau 42, nu mai știu exact, exista conductă de gaz anterioară, branșamentul principal, conducta țeava principală, era plătită de către oamenii de pe acea stradă. După numărul 40 și ceva, acum firma de gaz, pe propria ei cheltuială, a continuat branșamentul până la capătul străzii. Ei, cei care vor să se branșeze de la numărul 1 până la 40 și ceva, trebuie să despăgubească parțial pe cei care au suportat țeava respectivă. Cei pentru care s-a introdus gazul după numărul 40 ceva nu trebuie să suporte nimic. De aici apar aceste discuții. Da. Interesantă speță. Cei care au vrut gaz mai repede au suportat din buzunar, cei care vor avea gaz mai târziu le plătește firma costurile de branșament principal. Nu poate să plătească firma pentru că este trecută în proprietate privată și vă spun că și eu am același caz în Țighet, unde vecini din blocul respectiv trebuie să vină și să-mi dea și mie 2-3 lei când se conectează la gaz, că am suportat tot costul. Deci cunosc despre ce e vorba.